Fundația comunitară Alba a derulat în ultimii 3 ani programul Youth Bank, care încurajează implicarea liceenilor din Alba Iulia în viața comunității. În acest sens, ieri în ședința de Consiliu Local, Fundația a solicitat sprijinul Consiliului pentru al 4-lea an consecutiv cu suma de 15.000 de lei. Supus la vot, articolul din proiectul de hotărâre a generat multe discuții, dar în final a trecut cu 3 voturi împotrivă și 3 abțineri. Programul Youth Bank, derulat la nivel local de Fundația Comunitară Alba, este singurul de acest fel prin care sunt finanțate direct inițiativele liceenilor din Alba Iulia și este încurajată implicarea tinerilor în viața comunității. Noi funcționăm exclusiv pentru liceenii din Alba Iulia și că în 4 ani de zile am finanțat proiecte la 26 de proiecte în oraș pe liceele din Alba cu peste 400 de milioane de lei. Asta pe lângă susținerea administrativă a programului. Vreau să vă spun că programul este un program care are în fiecare an premii naționale la cele mai importante gale ale societății civile, iar cel mai important este că noi vorbim de 4 ani de zile despre antreprenoriat. Știm că suntem într-un județ care, din păcate, are un record negativ ca prezență în topurile de șomaj. Recent, județul este pe locul 10, iar șomajul în rândul tinerilor în Alba Iulia și în județul Alba este dublu. Știm de asemenea că mai nou, foarte mulți absolvenți de liceu și de universitate cer imediat șomaj după ce își termină studiile și nu încearcă să se integreze în lucru. Youth Bank asta face. Tinerii care trec prin program își dezvoltă abilitățile, fac training-uri speciale, în așa fel încât în momentul în care ei vor să intre pe piața muncii, să aibă o șansă în plus. Consilierii locali nu au negat importanța proiectului Youth Bank, însă când e vorba de suma alocată, aceștia au precizat că li se pare prea mare. Și eu zic că suma pentru acest sfârșit de an este mare. Este dublă față de celelalte 3 sume adunate, da? Din articolele anterioare, dar ar fi vorba de asta. Știm foarte bine că există probleme financiare și aș vrea ca această sumă personală aș vrea să revină și să fie prinsă în bugetul anului 2012. Nu în acest sfârșit de an. Nu cred că acum, în acest sfârșit de an, care știm foarte bine că există probleme de plăți și altele, să aprobăm o astfel de sumă. Sunt discuții, din ce am înțeles și cu la restul colegilor, asupra sumei. Suma e destul de mare și... Deci vă justific suma respectivă. Dorin Sava a ținut să lămurească situația. Având în vedere costurile fundației pentru susținerea acestor proiecte, suma cerută de la Consiliul Local este o sumă modică. Spre deosebire de alte proiecte pe care Consiliul Local le aprobă, care se derulează într-o zi, în 2 sau 3, pe același buget, Youth Bank vorbim de un program care durează 10 luni, 11 luni pe an. De ce? Pentru că tinerii ăștia trec printr-un ciclu care se suprapune cu ciclul lor școlar, în care, bineînțeles, fac acțiuni, strâng fonduri, participă la training-uri, la specializări și așa mai departe. Noi lucrăm cu o echipă de voluntari care este formată în fiecare an din 13, 14, 15, 16, 17 persoane. Voluntarii ăștia vin, lucrează în fiecare lună, în fiecare săptămână. Sunt săptămâni în care au una, două acțiuni pe săptămână. Noi le decontăm transportul, le decontăm tot ce înseamnă parte de comunicații în momentul în care încep sesiunea de finanțare de proiecte, pentru că ei sunt cei care sună în licee și vorbesc cu copiii care depun proiecte. Îi ducem în fiecare lună, dacă putem, la un suc, la o pizza, pentru că e vorba de tinerii din liceele din Alba Iulia, care, pe lângă programul lor încărcat la școală, vin 8 sau 10 ore pe săptămână să lucreze pentru restul colegilor lor. Pentru că la Youth Bank asta se întâmplă. În final, suma a fost votată cu 3 voturi împotrivă și 3 abțineri.